Charlie și marele ascensor de sticlă. Capitolul 20. Cum să dai pe cineva jos din pat? Ei, zise domnul Wonka plin de veselie, privindu-i pe cei trei bătrâni aflați încă în pat. După toate câte s-au întâmplat, sunt sigur că acum abia așteptați să scăpați de patul ăla și să vă implicați activ în treburile fabricii de ciocolată. Cine? Noi? Răspunse bunica Josephine. Da, cine alții? Ce? Ai nebunit? Se rățui bunica Georgina. Stau bine mersi în patul ăsta confortabil. Și eu la fel, spuse bunicul George. Deodată, printre omuleții umpa-lumpa de la capătul sălii, se stârni o mare agitație. Era un zumzet frenetic de voci și o agitație teribilă. Se vedeau multe mâini fluturând în aer, iar din mulțimea aceea ieși un omuleț care se apropie fuga de domnul Wonka cu un plic uriaș în mână. Domnul Wonka se aplecă, iar omulețul foarte emoționat îi șopti ceva la ureche. La poarta fabricii? Strigă domnul Wonka. Bărbați? Cum arată? Vreau să spun, par amenințători? Of, firar să fie! Te sperii de ei sau nu? Un ce? Elicopter? Adică bărbații ăia au coborât din elicopter? De la ei ai plicul ăsta? Nerăbdător, domnul Wonka îi smulse omulețului plicul din mână, îl desfăcu și trase afară o scrisoare pe care începu să o citească atent. Se lăsă o tăcere mormântală. Charlie simți din nou fior pe șira spinării. Bănuia că îi pândește o mare primejdie. În aer plutea ceva amenințător. Umpa-lumpa erau îngroziți, iar la poartă aștepta un elicopter din care coborâseră niște bărbați amenințători. Charlie scrută atent chipul domnului Wonka, sperând să citească pe el vreun indiciu, ceva care să-i spună cât de gravă era situația. Mama tuturor iepurilor de câmp! Exclamă deodată domnul Wonka, sărind așa de sus în aer că ateriză pe spate. Sfinte Sisoie! Strigă el în vreme ce se ridica de jos. Flutura scrisoarea de parcă ar fi vrut să alunge muște cu ea. Ascultați aici, fiți atenți ce zice. Casa Albă, Washington DC. Stimate domn, națiunea americană și întreaga lume își exprimă bucuria astăzi când capsula de transport s-a întors cu bine din aventura spațială, purtând la bordul ei 136 de suflete. Credem că acești 136 de cetățeni nu s-ar fi putut întoarce în siguranță acasă dacă nu ar fi fost salvați de o navă spațială de origine necunoscută. Mi s-a raportat că cei 8 astronauți care alcătuiesc echipajul acestei nave au dat dovadă de un curaj extraordinar. Radarele noastre au reușit să localizeze această navă și mi s-a raportat că ea s-a prăbușit undeva pe raza fabricii de ciocolată Wonka. Iată așadar motivul pentru care vă scriu. Doresc să-mi exprim recunoștința în numele întregului popor american și să le adresez celor 8 bravi astronauți invitația călduroasă de a petrece câteva zile ca oaspeți de onoare la Casa Albă. În această seară vom organiza un cocktail special în Sala Albastră și voi avea plăcerea să-i decorez personal pe fiecare dintre cei 8 viteji eroi ale căror fapte vor rămâne pe veci înscrise în Cartea de Onoare a Națiunii. La recepție vor fi prezente numeroase personalități, printre care domnișoara vicepreședinte, Elvira Tibbs, membrii cabinetului meu, șefii de stat major ai forțelor armate, aeriene și navale, toți membrii Congresului American, un faimos înghițitor de săbii din Afganistan care mă învață să-mi înghit cuvintele, de exemplu pot să înghit cuvântul săbii, și atunci el va fi doar un înghițitor de. Și cine mai vine? A, da, tălmaciul șef al administrației prezidențiale și guvernatorii tuturor statelor federale și, desigur, pisica mea, doamna Topsipas. La poarta fabricii așteaptă un elicopter gata să vă poarte pe toți 8 către Washington. Eu însumi vă aștept la Casa Albă cu mare plăcere și nerăbdare. Cu cele mai bune urări, rămân al dumneavoastră Lancelot R. Gillygrass. Semnat de Lancelot R. Gillygrass, președintele Statelor Unite. PS. Vă rog mult, dacă puteți să-mi aduceți niște super delicioase mega bezele Wonka. Sunt preferatele mele,
dar mereu mi le fură cineva din sertarul biroului. Și să nu-i spuneți doicii că mi-ați adus. Domnul Wonka tăcu. Charlie putea să audă respirația celor din jur mai rapidă decât era normal. Și parcă mai era ceva. Era un fel de emoție în aer, ca un vârtej care făcea să-i se învârtă capul. Era o mare fericire. Bunicul Joe fu primul care îi dădu glas, strigând cât îl țineau puterile. Iupi! Sărica apucatul și-l prinse pe Charlie de mâini și amândoi începură să danseze pe malul râului de ciocolată. Charlie, cânta bunicul, mergem la Casa Albă! Până la urmă, mergem la Casa Albă! Doamna și domnul Bucket dansau și ei, râzând și cântând, iar domnul Wonka dădea ture prin sală, arătându-le mândru omuleților Umpa-Lumpa scrisoarea pe care o primise. Trecu cam un minut până când își veniră în fire. Atunci domnul Wonka bătu din palme și strigă: Gata, gata, să nu ne pierdem cu firea! N-avem nicio clipă de pierdut! Charlie, bunicule Joe, doamnă Bucket, domnule Bucket, elicopterul e la poartă! Nu se face să-l lăsăm să aștepte! Porni în goană spre ieșire. Hei! Țipă bunica Georgina, care încă ședea în vârful patului. Suntem și noi invitați, sau ai uitat? Era vorba de toți opt, întări bunica Josephine. Adică și eu, spuse bunicul George. Domnul Wonka se întoarse spre ei. Firește că sunteți invitați, zise el simplu, dar patul nu încape în elicopter, așa că n-aveți cum să veniți. Ce vrei să spui? Dacă nu ne dăm jos din pat, nu putem veni? Zise bunica Georgina. Exact asta vreau să spun, zise domnul Wonka. Pe urmă îi șopti lui Charlie, dându-i un ghiont. Mergi, mergi înainte, nu te opri. Numai decât în spatele lor se auzi un foșnet de cearșafuri și pături și un pocnet de arcuri, atunci când cei trei bunici săriră aproape în același timp afară din pat. Acum alergau să-i prindă pe ceilalți din urmă, strigând: Nu plecați fără noi! Se mișcau cu o iuțeală de necrezut prin sala aceea mare, iar domnul Wonka, Charlie și toți ceilalți rămăseseră cu gurile căscate. Cei trei bunici țopăiau pe poteci, sărind peste tufișuri cu mare agilitate, grăbindu-se să ajungă la ieșire. Cămășile de noapte fluturau pe ei ca niște drapele. Deodată, bunica Josephine puse o frână de era cât pe ce se cadă toți în nas. Stați! Strigă ea. Suntem nebuni? Ne ducem la Casa Albă în cămăși de noapte? Cum o să stăm acolo în fața tuturor acelor oameni și cum ne va decora președintele când suntem aproape dezbrăcați? Vai de mine! Se plânse bunica Georgina. Ai dreptate! Ce ne facem? N-aveți haine de schimb? Se interesă domnul Wonka. De unde, dacă de 20 de ani nu ne-am mai dat jos din pat? Nu putem merge, se jeluia bunica Georgina în gura mare. Trebuie să rămânem în pat. Dar nu putem să trecem mai întâi pe la un magazin, zise bunicul George. Cu ce bani? Răspunse bunica Josephine. N-avem un chior. Bani? Strigă domnul Wonka. Am eu o grămadă de bani. Nu banii sunt problema. Stați așa, zise Charlie. Ce-ar fi atunci să-i zicem pilotului să aterizeze pe acoperișul unui magazin de haine? Apoi intrăm și cumpărăm tot ce ne trebuie. Charlie, strigă domnul Wonka entuziasmat, apucându-l de mână. Nu știu zău ce ne-am face fără tine. Ești un geniu. Haideți, să mergem. Avem treabă la Casa Albă. Mână în mână, cei opt eroi ieșiră în pași de dans din sala cu ciocolată, pe coridor, către ușa principală. Ajunseră afară, iar la poarta fabricii îi aștepta un elicopter. Un grup de bărbați foarte bine îmbrăcați veniră spre ei și se înclinară respectuos. Charlie, băiete, zâmbi bunicul Joe, hai că am avut o zi tare agitată. Agitată? Râse Charlie. Eu cred că agitația de-abia acum începe. Sfârșit.